În momentul de față, un alt aspect pe care eu l-am sesizat Curții Constituționale este legat de faptul că mi se pare neconstituțional interdicția aceasta de a candida timp de 3 ani. Practic, indiferent că discutăm de o faptă deosebit de gravă, conflict de interese de natură penală sau conflict de interese de natură administrativă sau incompatibilitate, indiferent cât de gravă este situația, practic această interdicție este egală, 3 ani. Eu am dat și un alt exemplu în instanță în care am spus, eu am fost găsit incompatibil de către ANI pe două articole. Și i-am spus instanței, păi în cazul în care dumneavoastră constatați că pe unul dintre ele nu sunt și pe unul sunt, sancțiunea e aceeași. Practic, nu dă voie la acel principiu normal al proporționalității. Trebuie să existe un minim și un maxim. Există și jurisprudență la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, de aceea eu am făcut această sesizare și la Curtea Constituțională și așteptăm și Curtea Constituțională să se pronunțe.